Salut, sunt Abby, iar în acest video voi găti orez cu ceapă și usturoi, nimic complicat. Mai întâi voi face 1 litru de supă din coș de legume, dar poți pune în loc 1 litru de apă. În 2 litri de apă, cu puțină sare, adaug coș de morcovi, ceapă, cartofi, țelină, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, sfeclă și câteva resturi de ardei roșu. Las la fiert până rămân cu jumătate din cantitate, adică cu 1 litru de supă. Poți folosi orice fel de legume vrei. Acum voi toca 3 cepe mari și o căpățână de usturoi. În puțin ulei la foc mic, înmoi ceapa și usturoiul până devin translucide. Acopăr cu capacul și mai amestec uneori pentru a nu se lipi. În continuare adaug orezul, amestec, adaug supa de legume, amestec, dau focul la mare și las la fiert până se evaporă jumătate din cantitatea de supă. Jumătate din cantitatea de supă s-a evaporat. Adaug acum o linguriță de busuioc, o linguriță de coriandru și las la fiert până scade aproape toată supa. Bun, a mai rămas foarte puțin lichid. Dau focul la mic, adaug 150 g de mazăre, sare și piper după gust și amestec 2-3 minute până se evaporă toată supa. Acum la sfârșit, închid focul, rad 3 căței de usturoi, adaug zeamă de la jumătate de lămâie, o linguriță de busuioc și o lingură de ulei de măsline pentru cremozitate. Amestec și cam asta e toată vrăjeala. Opțional, voi adăuga peste acest risotto sparanghel prăjit în puțin ulei cu 5 căței de usturoi, zeamă de lămâie, sare și piper. Hai să vedem ce a ieșit! Hei, sunt Abby. Bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube. Azi am făcut niște risotto cu ceapă, usturoi și mazăre. Astea sunt ingredientele principale. Ați văzut în bucătărie cum arată. Hai că eu o să gust acum. Merge super bine cu sparanghel. Și eu cum iubesc sparanghelul, na. N-am mai făcut de mult un risotto și chiar mi-era dor și am zis că e timpul pentru o nouă rețetă și a ieșit ceva fantastic. Și cu usturoiul ăsta de la sparanghel, wow! Ce iubesc eu în general la risotto e că
e așa de flexibil, poți să faci atât de multe chestii, poți să combini atât de multe chestii, atât de multe aromi, încât lămâia și usturoi de la sfârșit. Nu vreți să știți cum e, nu vă imaginați, de fapt. Vă recomand din suflet ca ori de câte ori faceți mâncare să păstrați cojurile de la legume bine spălate și înghețate puțin la congelator. Supa aia pe care am făcut-o din cojurile alea de legume a ieșit extraordinară. Așa de frumos e risotto. Dacă ți-a plăcut acest video și în general videoclipurile mele, poți să-mi dai un subscribe și să apeși pe clopoțelul de notificare de mai jos dacă vrei să vezi de fiecare dată când postez. Mersi că te-ai uitat! Pa! Nu mai mănânc, nu mai! Prea mult strică! Gata, pa!